vineri seara, spuneam fraților că fratele Viorel spunea mă simt aici ca acasă și am zis aș vrea și eu să mă simt ca acasă, că era pentru prima dată. Și acum vreau să vă spun că chiar mă simt ca acasă. După atâtea zile mă simt ca acasă, dar nici n-aș vrea să rămân la dumneavoastră, să mă obișnuiesc. Îi spuneam la frați că un frate a mers în vizită la alți frați și a stat acolo o zi, două, o săptămână jumate. Și atunci frații, când a văzut gazda că nu mai pleacă, a zis, l-a zis la soție, băi, tu vezi că fratele ăsta nu mai pleacă, hai să facem ceva să îl dăm afară. Zice, ne facem că ne certăm, dacă ține cu tine, îl dau eu afară. Dacă ține cu mine, îl dai tu. Zic și făcut, au început ceartă amândoi. Dar gazdă, musafirul stătea și se uita la ei. Și atunci fratele și-a ieșit din fire și a zis, frate, tu nu zici mic, că nu, că eu mai vreau să rămân la dumneavoastră. Cu noi n-am vrea să se întâmple așa, am vrea să mai venim la dumneavoastră, dar când Domnul pune pe inimă. Și fiecare dintre noi să știm cât ne este timpul care trebuie să stăm, că unii pleacă toamnă și se întorc primăvara acasă. Nu-și ia nici lemne, nu plătește nici gazele, nici curentul, pentru că așa au învățat că noi avem frați în toată lumea. Noi avem o casă și noi am venit la dumneavoastră și am vrea luni să ne întoarcem acasă și Domnul să ne ajute. Și dacă mai îngăduie Domnul să venim și altă dată, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Spunea fratele de mai înainte și mi-am adus aminte și aș vrea, aceasta este și mărturia mea cum am întors la Domnul, am adus aminte de fratele că spunea că stătea pe marginea șoselei cu vaca și veneau ceoslovace și cerea gumă. Eu sunt din zona Botoșani, din Botoșani și treceau și pe acolo, dar nu știu dacă eram copil, ori erau slovaci, ori polonezi. Dar eu nu ceream bomboane, erau două parcări, una pe dreapta și una pe stânga. Și eu le spuneam la cei care mergeam cu vacile, parcarea de la vale este a mea, că pe acolo treceau polonezii. Eu căutam chiștoace. Veneau ei și fumau și le aruncau. Și așa eram noi copii, căutam chiștoace. Domnul să ne binecuvânteze, dacă sunt tineri aici care mai caută lucrurile astea, Dumnezeu să-i lumineze și să-i binecuvânteze. Eu nu eram pocăit, familia mea, nu era nimeni din familia mea, nu erau credincioși, erau creștini ortodoxi, așa am fost crescuți, așa, știți dumneavoastră, nu este un cuvânt care spune ca bălăriile, știți, ca buruienele, eram crescuți ca buruienele, adică fără de Dumnezeu, nu avea cine să învețe, dar aici sunt copii care are cine să învețe, slavă Domnului care are cine să învețe, au învățători aici, au părinți, spunea fratele Gabi și mă uitam, spunea despre tineri că vin mai obosiți. Și acum mă gândesc la tineri, poate să gândești că fratele Gabi e prea aspru. Prea aspru. Sau părinți să gândești, fratele ăsta e prea aspru. Ia uite ce zice la tineri. Eu lucrez în construcții și acum care lucrează în construcții, știu că mai apar rugina pe fier, când trebuie să fac o terasă din lemn și trebuie să o șlefuiesc, prima dată cu ce dăm? Cu ceva mai aspru. Mai aspru, după aia tot reducem. Prima dată începi cu ceva mai aspru. Dumnezeu să ne ajute să primim, dacă sunt și cuvinte mai aspre. Domnul așa ne șlefuiește. Decât să ajungem în cuptor, eu cred că e mai bine mai șlefuit așa decât în cuptor, nu? E greu în cuptor. Cum spunea, cum era și în lucrare, în cuptor este foarte greu. Dar să ne lăsăm prelucrați de Domnul, că Domnul are metodele Lui. El știe, știe. Așa a făcut și în viața mea, ca să pot să mă întorc la Domnul. Spune un cuvânt aici, în Ioan spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așa vrea Domnul. Spune, atât de mult a iubit El lumea. Pe mine m-a iubit Dumnezeu că eram în lume și eu vreau să vă spun, ne mai iubește Domnul acum? Eu zic că ne prea iubește. Zice că atât de mult a iubit lumea. Noi nu mai suntem acum din lume, noi suntem copiii Domnului și suntem prea iubiți de Domnul. Prea iubiți de Domnul. Una se zice la soție, iubita mea, și alta se zice prea iubita mea soție. Parcă sună altfel. Și cred că fiecare soră care este căsătorită ar vrea să-i zică soțul prea iubita mea soție. Și invers, Domnul să ne binecuvânteze. Aș vrea să încep cu mărturia care o am și vreau să vă anunț înainte, n-aș vrea să fac pe nimeni să plângă, nu e genul meu de om să fac pe cineva să plângă, chiar dacă eu plâng. Eu atunci când depun această mărturie plâng pentru că știu de unde m-a scos Domnul Iisus. Știu ce viață am avut în copilăria mea. M-am întors la Dumnezeu la 29 de ani, m-am căsătorit la 27 și acum am 40, ce fac, împlinesc pe 13 martie 45 de ani. Dar n-aș vrea să spun în cei 27 de ani să spun ce am făcut, nici după 29 de ani. Adică în 29 de ani ce am făcut până să mă pocăiesc și nici de la 29 de ani încolo ce am făcut că ar dura prea mult. Aș vrea în câteva cuvinte așa, o mărturisire scurtă și aș vrea ca Domnul să mă însoțească. Că știți că câteodată, chiar și în mărturisirile noastre, obosim pe unii frați,
La alții le place, la alții nu putem să săturăm niciodată pe nimeni, chiar și surorile știu cu mâncarea care o fac și dacă o pune la copii și au mulți copii, nu toți le place mâncarea. Unul mănâncă, vezi că la altul îi rămâne în farfurie. Așa și în ziua de astăzi, eu cred, după mărturia care am, nu la toți le place. Eu sunt conștient de lucrul acesta. Nici Domnul Iisus Hristos, când a vestit Evanghelia, nu le-a plăcut la toți. Au fost unii care le-a plăcut. Dar nu e nicio problemă, zic ca Domnul să ne cerceteze pe fiecare tonă și să știm care ne este măsura. Care ne este măsura? Cineva spunea odată și bine, spunea că era un predicator care vorbea foarte mult. Soția lui a spus în felul următor, băi bărbate, când predici, puțin mai scurt, că mai sunt și alții în urma ta. Puțin mai scurt. Și a zis, uite, facem în felul următor, o să-ți dau niște mentosane. Iei mentosana și o bagi în gură. Când s-a terminat mentosana, te oprești și tu. I-a dat o dată, a funcționat o dată, de trei ori, dar sora, prin buzunar, mai avea și un nasture și i-a dat un nasture. Și atunci fratele tot a predicat și a zis, eu ți-am spus când se termine, dar am mentosana și acum în gură, el vrea să predice și acasă. Să știm cât ne este timpul, că știm că în spatele nostru, după noi, mă spunea Ioan Botezătorul, după mine vine un altul. Și noi întotdeauna când vin la învons, trebuie să știm că după noi mai vine cineva. După noi mai vine cineva. Și eu cred că astăzi mai este cineva după mine, frate Gavi, nu? Domnul să mă ajute să știu, nu mi-am luat mentosana cu mine, nu mi-am luat nici nasturile, dar o să mă uit la ceas și o să fiu cu ochii pe ceas și zic ca Domnul să ne binecuvânteze. Vreau să încep mărturia, vreau să vă spun, m-am născut în Botoșani, în județul Botoșani, într-un sat, într-o familie de creștini ortodoxi, formată din 9 membri, părinți și 5 frați și 2 surori. Așa din câte mi-aduc eu aminte, de când m-am născut, n-am avut o viață așa cum ne place nouă pocăinților. N-am avut o viață cum ne place nouă părinților să avem copiii noștri ascultători. Eu n-am avut o viață așa, de când m-am trezit am văzut în casa noastră mult scandal. Am avut un tată care și-a permis să facă toate lucrurile, și-a permis să bea, și-a permis să curvească, și-a permis să ducă pe la pușcărie. Un om care îi plăcea foarte mult să facă rău, bătea oamenii, dar nu numai pe oameni, ci ne bătea și pe noi că ne se întorcea acasă, mor de beat. Și în copilăria mea țin minte că nu am avut zile așa fericite, chiar fiind și iarna cum e acum, tata venea acasă și ne fugărea de acasă, ar trebui să dormim prin, nu știu cum se zice la noi, se zice coceni, la porumb, după ce culori, nu știu cum se zice aici, dar făcea, mama mea încă de toamnă, făcea o glugă de coceni așa, dar în mijlocul lăsa o gaură, că atunci când ne-a alergat tata de acasă, noi să ne băgăm în gaura aia. Și mi-aduc aminte cu tristețe când mama ne punea, avea o plapumă veche, ruptă, ne punea plapuma jos și niște pături deasupra, ca noi iarna să nu înghețem de frig. Cu toți copiii ar trebui să se ascundă acolo, pentru că tata venea beat acasă și ne alerga. Și știam și țin minte că mama mea se plimba pe o străduță pe acolo ca să nu înghețe de frig. Pe o străduță ca așa să mamele îngrijesc mai mult de copii decât de ele. Și mi-aduc aminte cu tristețe lucrul acesta, că ea s-a ustenit foarte mult pentru noi. Și venea, când venea tatăl meu acasă, avea un obicei care n-aș vrea să-l aibă niciun părinte de aici și nu știu dacă l-a avut vreunul vreodată sau poate mai sunt părinți care fac lucrurile acestea, când venea acasă, nu-i plăcea mâncarea, motivele că nu-i plăcea mâncarea. Și nu avem nici noi voie până vine el acasă ca să mâncăm. Mama pregătea mâncarea, el când venea acasă, venea mor de beat, lua masa cu tot cu mâncare și o arunca afară, lua mâncare, o arunca la porci, spărgea tot ce apuca în cale. Așa am trecut noi, așa am trăit noi an la rând. Fiecare frate al meu când împlinea 16 ani, abia aștepta să plece de acasă. Din cauza aceasta v-am spus vineri seară că vreau să vin acasă. Acasă este foarte minunat. Un copil care tata îl bate. Un copil care tata îl dușmănește, care nu-l iubește. Ăsta vrea să plece de acasă. Dar când tata îl iubește, ăsta vrea să se întoarcă acasă. Asta copilăria am avut-o noi. Abia așteptăm să plecăm de acasă și să nu ne mai întoarcem niciodată. Și așa au făcut toți frații mei aproape. Decât doi frați au mai rămas în sat, unul este cu părinții, dar unul nu stă cu părintele. Pentru că chiar și la vârsta aceasta, are 75 de ani, dar el încă tot rău este. Zic ca Domnul să-l binecuvânteze, să întoarcă la el. Aș vrea să vă spun la mamei, vreau să vă spun și taților. Vă spun mărturia aceasta pentru că avem un obicei care nu este de la Domnul. Tratăm copiii noștri câteodată foarte rău și ne trezim într-o bună zi că pleacă de acasă. Eu vreau să vă spun, mama ne îmbrățișa, dar din partea tatălui. N-am avut o sărutare, n-am avut o îmbrățișare niciodată, n-a știut decât să ne huiduiască, să ne blesteme.
Și ani de zile m-am ferit de blestemele acestea, mă blestema, zicea să-ți vin în numele acasă și să te calc ce trebuie în drept, să vă spun că ajungeam într-o gară, stăteam la depărtare de 3 la 3 metri, mă urmărea aceste blesteme, pentru că n-a știut să rostească o binecuvântare peste cei ce sunt ai lui. El n-a știut să facă lucrul acesta, deci eu vă spun, în dimineața asta, binecuvântați pe copiii dumneavoastră și vreau să vă spun, ca să simtă că sunteți părinți, nu vă purtați cu ei ca copiii altuia. Ai fete sau ai băieți, din când în când, dacă nu poți în fiecare zi, dacă îi duci la școală, așa face soția mea, pentru că i-am spus la soție. Și așa fac și eu, am fetele, una are 15 ani, una are 18 ani, vreau să vă spun, și la anii aceștia le sărupă frunte, le strâng în brațe și le spun că le iubesc, pentru că eu n-am avut afecțiune, tatăl meu nu mi-a arătat afecțiunea aceasta. Dacă duci soră dragă și frate copii la școală, în poarta școlii, sărută-i, poate este pentru prima dată. Și aș vrea să spun, îmbrățișează, arată-ți că ești ca o mamă. M-a sunat recent o tânără și mi-a zis, frate Tuță, ai zis că mă mâni pe copii și nu mai pot, câteodată nu mai suport, că sunt jucării prin casă și nu mai pot, chiar îi și bat. Și am zis, soră, ce sfat îmi dai? Am zis, soră, îți dau un sfat, joacă-te și tu cu ei, cu jucăriile, cum să mă joc? Joacă-te și tu cu ei și la urmă strângeți împreună jucăriile. Este un lucru minunat. Mai coboară-te câteodată la mintea copiilor, să știți că copiii o să țină minte în viață, nu cum țin eu ceea ce mi-a făcut tata. Eu să țin în minte ceea ce ai făcut tu, faptele bune, și o să zică, mama, să juca cu mine, tata să juca cu mine. Vreau să vă spun, chiar când erau copiii mei mici, mă coboram la minte că îi urcam în cârca mea și mă făceam ca un măgăruș și mergeam prin casă, totuși să aduc bucurie copiilor mei, să nu fiu așa cum a fost tata, să simt afecțiunea de tată. Și vreau să vă spun, dacă aveți copii, îmbrățișați, stați cu ei de vorbă, stați, strângeți-i în jurul dumneavoastră, citiți-le în Biblie, spuneți-le unele povești, spuneți-le experiențele din viață și să vedeți că copiii vor rămâne lângă dumneavoastră. Nu vor dori să plece niciodată de acasă. Ați văzut că sunt copii care atât de mult își iubesc părinții, spun eu că mă mărit, că mă căsătoresc, eu că mă însor, eu vreau să rămân tot aici. Știți de ce? Dorește acasă. El dorește acasă. Că știe că plecând de acasă, acasă s-a purtat bine mama, acasă s-a purtat bine tata, i-a făcut mâncare, dar știe că plecând de acasă, el nu știe ce se va întâmpla. De aceea purtați-vă bine cu ei. Purtați-vă bine cu ei și aș vrea să mă refer la tineri în această dimineață. Dacă acum am vorbit părinților, aș vrea să le spun și lor. Și acum vreau să-mi spun și greșelile care am făcut față de tatălui, să știți. Câteodată sunt unii copii care își doresc să se nască în altă familie. Eu vreau să vă spun, unii ne-a născut așa, a hotărât Dumnezeu, să știți. Am întrebat odată în adunare, tineri în adunare, vin în casa noastră și vede comportarea. Și poate în casa lor a zis că vreau să fiu și eu băiatul lui fratele Tuță. Eu le-am spus așa, care vrea să fie copilul meu? Un băiat din adunare, care vrea să se mute la mine acasă? Unul a zis că eu, altul eu. Și i-am zis, dacă veniți la mine, nu știu dacă stați o săptămână. Oricât de rău ar fi tata sau mama, cum s-ar purta? Eu vreau să vă spun, orice copil trage la mama acasă, mai devreme sau mai târziu. Că așa a vrut Dumnezeu și așa ne-a așezat într-o familie. El știe de ce. Să nu ne dorim să plecăm în altă parte. Întotdeauna părintele totuși își așteaptă copilul acasă. Și vreau să vă spun, după ani de zile, n-am fost acasă la părinții mei timp de 12 ani de zile. Dar când m-am pocăit, un frate, fratele Nelu Brie, a avut o mărturie și am înțeles că atunci eu trebuie să mă duc acasă, să-mi văd părinții. Cu mama vorbeam la telefon și cu tata, dar tata este dur și acum câteva cuvinte și încheie telefonul. Vreau să vă spun, atunci când m-am întors la Dumnezeu, mi-am cerut iertare de la tata. Știți din ce cauză? Acum vreau să vă spun și partea rea a mea. Mi-am bătut tata de 3 ori, fiind nepocăit. O vedeam în ce chin robat pe mamă, o dezbrăcam pielea goală și o bătea într-o hal fără de hal de față cu noi. De 3 ori. Și vreau să spun tinerilor, orice le-ar face părinți, să nu dați în părinți. Dumnezeu zice în Biblie, eu nu știam de Biblie, nu știam de cuvânt, dar spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și aș vrea ca tinerii să înțeleagă că au niște părinți aici în adunare care sunt întorși la Domnul și Dumnezeu îi iubește și iubește și părinții și pe ei. Vreau în ziua aceasta să înțelegeți că părinții care sunt părinții voștri și vi-a dat Domnul. Aș vrea să te întreb, tânăr drag, dacă mâine ai venit acasă, de la școală sau de unde, și ți-ai găsit mama, că nu mai ești și ai găsit o moartă, ce-i face? Aș vrea să vă spun un lucru, când vă întoarceți acasă de la școală, de la grădiniță sau la servici, luați-vă mama în brațe și sărutați-o, poate este pentru ultima dată. Poate este pentru ultima dată. Poate aici sunt frați și surori care au trecut părinții lor din viață și n-am mai apucat să-i sărute. Și poate și în ziua de astăzi plâng și spune, n-am apucat să-mi sărut mama, dar poate el l-a sărutat în viața lui, dar ultimul sărut a vrut să-i dea. Vreau să vă spun,
Este un lucru foarte important. Să amintea de timpul de rugăciuni, de unitate. Dacă unitate nu este în familie, eu vreau să vă spun în dimineața aceasta, nici în biserică niciodată nu va fi unitate. Știți că unitatea începe prima dată de unde? Din familie. Pot eu, dacă sunt dezbinat cu soția mea, pot să fac unitate cu cineva din adunare? Nu pot. Nu pot. Unitatea începe din familie și Domnul să facă unitate între părinți, Domnul să facă între părinți și copii unitate. Și vreau să vă spun, tineri dragi, mulțumiți Domnului pentru părinții care aveți. Faptul că veniți de la școală acasă și găsiți o mâncare, fie că e caldă, fie că e rece, este binecuvântarea Domnului Iisus Hristos. Este binecuvântare. Este la dumneavoastră aici, am fost ieri la o familie, sora care este bolnavă, care are probleme la ochi. Eu vreau să vă spun, m-a răscolit inima când a zis că copiii ei spune, mamă, când vei vedea? Avem ochi și ne vedem copiii în fiecare zi. Avem ochi și copiii își văd părinții. Oare cum îi tratăm? Noi ca și părinți pe copii și copiii noștri pe noi. Oare cum ne tratează? Avem cuvinte din aceasta care spune să nu te mai văd niciodată. S-ar putea să nu-l mai vezi. S-ar putea să-l vezi pentru ultima dată. Și ai să plângi o veșnicie. O să plângi până treci din viața aceasta. Pentru că tu cu gura ta l-ai blestemat și ai spus, m-am săturat și nu mai vreau să te văd niciodată. Sunt oameni care nu văd și ar vrea să-și vadă copiii. Mulțumim Domnului pentru vederea care ne-a dat-o. Mulțumim Domnului că nu avem un copil care să-l duce de mână, să-l duce la școală și el să mai vadă. Sunt atâția oameni care n-au văzut lumina zilei. Sunt atâția oameni care nu și-au cunoscut, atâți orfani. Am trăit ca un orfan chiar dacă am avut părinți. Vreau să vă spun, erau situații în viața mea când mâncam din tomberoane, dormeam prin parcuri, cu părinți. Și vreau să vă spun că sunt orfani care n-au părinți și nu și-au văzut părinții. Și își doresc să-și vadă părinții. Aș vrea să spun, mamă și tată, astăzi copiii sunt aici, sunt înaintea ta, iubește-i că sunt ai tăi. Și copiii să-și iubească părinții că sunt al lor care i-a crescut. Pentru că Dumnezeu este Cel ce ne-a făcut și pe noi și pe ei și Dumnezeu, dacă avem copii, El ne-a dat. Și Biblia spune să îngrijim de ei și ei să îngrijească de noi și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Acestea sunt niște experiențe, niște lucruri din copilăria mea și n-aș vrea să vă le mai spun, să vă întristez cu lucrul acesta. Aș vrea să vă spun, în felul cum Dumnezeu a lucrat. Dacă în copilăria mea am fost un om și am fost învățat de tatăl meu și el ne învăța în felul următor, așa că la pocăiți, părinții învață pe copii, citește în Biblie, versetul cu tare, versetul cu tare. Pe mine tata nu mă învăța așa. Când plecam la școală, eu la fetele mele le spun încă de dimineață când intrați, ne rugăm acasă și spun că intrați în clasă. Mai rugați-vă o dată Domnului. Mai rugați-vă o dată Domnului. Tatăl meu când pleca de acasă îmi băga în geantă, în ghiozdanul șurubelniță și îmi spunea în felul următor. Dacă cineva vrea să te bată, ieși șurubelnița și o bagi în el. Decât să plângă mama ta, mai bine plânge mama lui. Asta era creșterea noastră. Nu ne dădea bani la școală, spunea te descurci cum vrei, furi, dai în cap, faci ce vrei, numai ca să supraviețuiești. Asta era creșterea noastră și noi toți am crescut din casă așa. Dar în scurgerea vremii, știți că dacă noi, ca și credincioși, ca și părinți, venim duminica la adunare și suntem nelipsiți de la adunare, copiii noștri ce vor face? Vor veni la adunare. Dar dacă nu venim la adunare, copiii noștri ce vor face? Avem în adunare o familie care are nouă copii și spunea la alt frate, tot cu copii mai mulți, spunea că noi ținem biserica. Și vreau să vă spun, numai Domnul ne ține pe noi, pe fiecare. Și dar noi trebuie să fim exemplu pentru copii. Și vreau să vă spun, puțini din copiii lui vin la adunare. Știți de ce? Pentru că el n-a venit la adunare. El n-a venit la adunare și copiii lui a călcat pe urmele lui. Eu am călcat pe urmele tatălui meu și frații mei tot la fel. Am fost învățați să furăm. Și așa ne-a învățat el să furăm și noi n-am avut o creștere normală. Când am terminat clasa 10-a, am venit undeva în Hunedoara la combinatul siderurgic. Făceam o școală de zidar pentru topitorie, pentru cuptoarele de topitorie și era școala de 2 ani și jumătate. Dacă eu n-am avut o creștere bună și am fost învățat să fac altă meserie, adică să fur, n-am rezistat decât 6 luni. Și în aceste 6 luni tot furam din Hunedoara, din piețe. După ce am furat, m-am lăsat de școală din Hunedoara, m-am mutat în Arad. Pe undeva pe la Boul Roșu și furam tot așa din piață. Din Arad m-am mutat în Timișoara, tot cu furatul. Din Timișoara am ajuns la București. La București m-am băgat într-un clan care spărgea conductele petroliere, benzină și motorină. Furam foarte mult, foarte mulți bani, acum 17 ani, 18 ani.
aveam mașină BMW, care nu avea nimeni în zonă de acolo, pentru că îmi permiteam foarte mult, aveam un Opel Vectra. Furam, ne ocupam și cu mașinile care le luam, le stricam seria motorului, le spărgeam stopurile, făceam mașinile așa rele ca să nu le vadă și le ascundeam prin pădure sau prin porumb, ca să putem să furăm cu ele. Furam, în general, erau mașini papuc, ca să putem să cărăm cu ele. Eram un clan care era, devenisem foarte periculoși, chiar unii dintre noi aveau și arme de vânătoare, li se tăia țeava ca să fie mai scurtă, să nu ocupe loc. În mașina noastră găsea fel de fel de sticle incendiare, săbii și bâte și ajunsesem atât de răi, nu ne putea sta împotrivă chiar nici poliția. Din cauza că noi sus la București aveam și polițiști care ne anunța dacă cineva vrea să ne aresteze, poliția ne scotea imediat. Arestat decât pe unul dintre noi, noi ceilalți dădeam bani ca să putem așa să facem clanul acesta. Intră unul și restul scoate. Și așa am trăit, depărtat de Dumnezeu și până într-o bună zi când m-a dus la discotecă, acolo la discotecă am întâlnit-o pe soția mea. Și aș vrea ca tinerii să nu se întâlnească la discotecă, aș vrea să se întâlnească în biserică. Deci soția să șoia în biserică, la noi a fost planul Dumnezeu, din cauza că soția mea provenea dintr-o familie de baptiști, bunica ei a fost baptistă și tată și bunicul ei. Și atunci când m-am împrietenit cu ea, m-a invitat la ea acasă și mi-a citit din Biblie. Mi-a citit undeva, nu mai țin minte, din Apocalipsa. Până atunci a fost prima dată care în viața mea am auzit de Dumnezeu. Am auzit că există o Biblie, până atunci mi-a spus părinții, nu mi-a spus nimeni pe lumea aceasta, ci mi-a spus soția mea. Și atunci când soția mea mi-a spus despre planul acesta al Dumnezeu, drept să vă spun, m-a luat frica, mă strângea în spate, dar pocăință tot nu era în viața mea. Nici ea nu era pocăită, decât era nepoată de pocăiți. Frați și surori, am continuat așa, m-am căsătorit cu soția mea lucra undeva în Buftea, în orașul Buftea, făcea sicrie pentru copii la o firmă italiană, sicrie pentru copii mici. Și avea un salariu de atunci 1,5 milioane, am întrebat-o ce salariu are, ea mi-a zis ce salariu, ea pleca, lua 1,5 milioane pe lună, eu îi dădeam de pachet 1,5 milioane. Eram prieten, o așteptam la tren și îi dădeam să aibă mâncare 1,5 milioane, că la mine eu atunci furam vreo 30 de milioane pe noapte și nu erau bani o problemă. Soția mea, când a văzut câți bani am, deja a intrat în panică. I-am făcut cadou atunci un lanț de aur de vreo 40 de grame. S-a speriat și părinții, și ea că zicea, ce-i cu omul ăsta? Ea știa că eu mă ocup cu lucrurile acestea. Și atunci, într-o bună zi, i-am spus, auzi, știi ceva, n-ai vrea, eu n-aveam permis, eram cu alții care aveau permis. I-am zis că eu am mașină, dar n-am șofer, n-ai vrea să fii șoferul meu la furat. Și așa am făcut-o, soția mea, într-o familie bună, am făcut-o un tâlhar. S-a lăsat de servici. Și a început să fure cu mine. Chiar fiind gravidă, până aproape să nască copilul, avea 8,5 luni și încă mergea la fura cu mine. Era cu burta mare și mergea să fure cu mine. Și vreau să vă spun, nu numai ea, am distrus toată familia, în afară de bunicii ei. Am învățat pe frații ei să fure, mai avea 2 frați, am învățat pe mama ei și pe tata lui să fure. Pe toți am învățat să fure. Atunci, de asta vă spun și vreau să vă spun în dimineața aceasta, vecheați. Și vedeți pe cine primiți în casa dumneavoastră, că s-ar putea să fie o binecuvântare, s-ar putea să fie un blestem. Le-am distrus familia, numai cei 2 bătrâni. Mi-a zis omului, ai venit la noi și ne-ai distrus familia. Eu aveam un apartament care mi-l cumpărasem. Hai să te rugăm, mută-te la tine acasă. Și într-o bună zi m-am mutat la mine acasă și am lăsat acolo. Așa a lucrat Dumnezeu, că știți, Dumnezeu spune că El dă pentru un singur om, dă popoare întregi. Și Dumnezeu a știut El așa cum să mă modeleze și cum să facă. Am mai continuat cu furatul, soția mea a născut și vreau să vă spun că a născut o fată bolnavă. Prima fată care avem, ea așa, când te uita la ea, era sănătoasă. Au trecut ani, noi ne-am apucat cu furatul, dar lucrurile tot nu ne dădeam seama, dar din ce în ce mai greu. Fata aceasta noastră nu mânca deloc. Ajunsese la vârsta de 7 ani și avea vreo 6,5 kg. Toți banii care aveam îi dădeam pe doctori. Mergeam la toate spitalele din București, nimeni nu i-a găsit nimic. Eu o țineam, soția o punea pe masă la bucătărie, eu o țineam și soția îi dădea numai supă cu siringa în gură, nu știu dacă ajungea în stomac, dar o vomita, o dădea înapoi. Așa trăi copilul ăsta când dădea să meargă de jos. Acum, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu,
Soția mea știa de bunici, dar atunci când Dumnezeu vrea să te cerceteze, vrea să te cerceteze El, cum știe El. Și atunci soția mea s-a dus la un spital acolo la noi, am fost la toate spitalele găsimii și s-a dus la un spital, unde acolo era o femeie care avea bărbatul baptist. Și doctorul aceasta îi spune, îți dau niște vitamine, dacă nu mănâncă la vitaminele acestea, trebuie să mănânci și pietre. I-am dat la copil vitaminele, n-am mâncat nicio piatră, n-am mâncat nici mâncare, n-am mâncat nimic. S-a dus soția înapoi la ea și femeia aceasta care era nepocăită, era decât soțul ei pocăit, baptist, care era și doctor, îi spune, vreau să spun un lucru. Eu cred că Dumnezeu te cheamă la El prin copilul ăsta. Auziți, o femeie din lume, nepocăită, și a spus la soție, azi știu de la soțul meu că pocăiți au un Dumnezeu care vindecă. Ne așteptăm câteodată poate să lucreze Dumnezeu mai prin pocăiți, mai prin proroși. Să știți că Dumnezeu are oameni peste tot și chiar se folosește de cei din lume. Și atunci soția a venit acasă, doctorul a zis să pocăiască, că Dumnezeu a venit. Soția a venit acasă și a zis, auzi, vreau să-ți spun un lucru, vreau să mă pocăiesc. Nu știam eu mare lucru ce înseamnă pocăiți, dar știam eu din auzitele mele că pocăiții nu fură și nu trebuie să fie geloși. Atât știam eu. Și acum ce am zis? O las să pocăiască, că eu știu cu pocăiță că ea era cam geloasă, nu mai sunt geloși, eu nici de cum om firesc nu m-am gândit la vindecarea copilului meu. Am zis, o las să pocăiască și atunci eu pot să fac ceea ce vreau. Să mă duc cu cine vreau. Ăsta a fost planul meu și în gândul meu. Atunci am lăsat-o pe soție să pocăiască, s-a dus la adunare și vreau să vă mărturisesc, acolo era în adunarea Câmpina la fratele Mitică, erau frații Wagner. Nu știu ce s-a predicat, nu mi-a spus, dar știu că Dumnezeu a cercetat-o și a promis lui Dumnezeu și a zis, Doamne, dacă Tu îmi vindești copilul, eu rămân lângă Tine toată viața. Și vreau să vă spun, copilul nostru, într-o lună de zile, a luat 4 kg. Cerea, așa cum se spune, cerea vase de la vecini, se ducea la doctorul familiei și spunea, avea o rație de lapte praf. Și spunea, doamna Tănțica, s-a expirat, nu mai ai, ți-am dat tot laptele și a trebuit să vorbească cu alte mame să-i mai dea lapte. Îi făcea așa cocoloașe cum sunt găluștele din supă, știți? Și dădea în gura. Nici atât de mult ce mânca, nu, îi plăcea foarte mult să mănânce așa, nici de cum să-l bea. Așa a luat ea 4 kg pentru că Dumnezeu este Cel ce vindecă. Dar eu tot nu m-am pocăit. M-a invitat la ea la botez și vreau să vă spun întotdeauna când invităm oameni la botez, când invităm oameni la biserică, câteodată ne supărăm noi. Ne supărăm, l-am invitat azi și el n-a venit. L-am invitat și n-a venit și ne supărăm. Eu vreau să vă spun, să grădițăm toată mâna Domnului. M-a invitat și spune, vezi că luna viitoare am botezul. Și eu am zis, nu pot să vin, trebuie să mă duc la furat. Și nu pot eu să îmi las prieteni să merg cu tine la botez. Așa a făcut Dumnezeu. De botezul care era în decembrie, s-a amânat pentru ianuarie, pentru că Dumnezeu știe când trebuie să vii tu, când trebuie să vin eu. Din cauza că eu n-am venit, Dumnezeu a amânat botezul, pentru că fratele Mitică plecase în Spania și a zis să amână botezul pentru ianuarie, când mă întorc din Spania. Așa m-a prelucrat Dumnezeu, ca să pot să vin în ianuarie la botezul ei. Când am venit la botezul soției mele, când am mers în adunarea Câmpina, am intrat în adunare, n-am avut tangențe cu oameni pocăiți, dar drept să vă spun că am intrat în adunare. M-am pus undeva în spate. Și acolo în spate am dat peste un frate care a avut un accident, avea fața puțin schimonosit, așa, era din cauza accidentului. Eu am zis, Doamne, ce caut eu aici? Oamenii ăștia sunt diferiți, nu-i vedeam bine, îi vedeam rău. Când au început penticostale să se roage, am zis, Doamne, zic că oamenii ăștia sunt nebuni. Ăștia parcă sunt un stol de gâște, când auzeam unul într-o parte, unul într-o parte, am zis, ce caut eu aici? Și satana pe de-o parte mă împingea afară. Dar când, și chiar râdeam în timpul adunare, că venisem încă cu vreo 3 inși care furam eu cu ei. Și noi în spate râdeam. Atunci am auzit o voce din față care spune, cei din spate să vină puțin mai în față. Și am vrea ca Domnul să binecuvânteze conducătorii adunării când vine un om de lume, să-l mute puțin mai în față. Așa a lucrat Dumnezeu, m-a chemat în față. A început tinerii să cânte și Domnul să însoțească tinerii să cânte cântările Domnului și să roage Domnului ca Dumnezeu să lase binecuvântare, să lase har. Au început să cânte cântecele, tinerii să cânte o cântare. Frații mei, am văzut toate păcatele din viața mea. Aș fi vrut să urlu. Dar de rușine mi s-a pus o piatră aici și n-am putut să plâng. Nu mi s-a dus piatra aceea, am plecat acasă, dar pe drum mi-a spus soției mele în felul următor. Am văzut că e ceva care nu este în regulă. Am văzut că acolo există Dumnezeu și am soției mele. I-am zis, auzi, dacă tu vrei să te lași de Dumnezeu, să știi că eu te bat și tot te trimit la adunare. Eu nu vreau să am treabă cu Dumnezeu, să că dacă tu te lași de El, eu tot cu gândul la furat,
ăsta mă prinde la furat. Și eu vei face pușcărie, tu să nu te lași ca să pot să fur eu. Și soția zice, Dumnezeu nu ne învață să furăm. Tu trebuie să te pocăiești, o să mă pocăiesc, dar nu acum. Și vreau să vă spun, am mai continuat puțin după botezul soției mele, a trecut o duminică, a doua duminică, până în duminică aceea, sâmbătă seară, a fost ultima dată care m-am dus la furat. Furasem în seara aceea, de la un combinat, vreo 60 de saci de tărâțe. După ce am furat, a doua zi, chiar după ce am furat, Dumnezeu m-a cercetat și mi-a venit în minte, așa să plec la adunare. Și am spus soției mele, azi rămâi acasă, că mă duc la adunare. Adunarea era de la București la Câmpina, sunt vreo 80 de km cu trenul. I-am zis, mă urc în tren și merg singur. M-am urcat în tren, m-am dus, dar vreau să fac o paranteză până să hotărăsc lucrul ăsta. Dumnezeu a avut, a știut El cum să lucreze. Am fost arestat și mi-a luat, a lucrat Dumnezeu în felul următor să-mi ia tot. Toți banii, mi-a luat toți banii, mașinile, am pierdut tot, că Dumnezeu deja a început să strângă șurubul. Și atunci, după ce am furat ultima dată, m-am dus la adunare duminică dimineață. Nu știu ce s-a predicat. Dar dau slavă lui Dumnezeu, de atunci am zis că nu mai fur. Am zis că de atunci nu mai fur. M-am întors acasă și până când m-am dat jos de întâlnire, am trecut la fratele meu care fura cu mine și fratele meu, care fie mai mare ca mine, a zis, du-te acasă și schimbă-te că mergem din nou la furat. Și am avut tăria aceasta la Dumnezeu să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, să-i spun lui El, eu nu mai fur. Și el se uită la mine și spune, de ce? M-am pocăit. El atunci a zis, te-a prostit nevastă ta. A început să mă huituiască și vreau să vă spun că timp de un an jumate, pe unde mă vedea, tot așa mă prigonea, veneam acasă, plângeam. M-am depărtat de ei și atunci toți prietenii care am avut, frate, împreună cu fratele, mi-au venit cei mai mari dușmani. Toți cei din clan care aveam, mi-au făcut cei mai mari dușmani. Nu puteam să ies din casă. Când ieșeam din casă, din apartament, în fața blocului, era un restaurant și ei acolo, și de fapt și eu înainte, eram tot cu ei acolo și când mă vedeam, mă huiduia și mă făceam tot felul. Nu puteam să ies din casă. Prin lucrurile acestea am trecut. Dar dau slavă lui Dumnezeu, că Dumnezeu m-a ajutat. Dumnezeu m-a ajutat să rămân lângă El. Așa a lucrat Dumnezeu și după 6 luni de zile, Dumnezeu a lucrat ca să pot să fac legământ cu Domnul, apă boteze și să mă botez. Dar până atunci, am avut zile de îndurat. Și vreau să mă botez. Și plângeam și spuneam la păstor, frate, vreau să mă botez. Și fratele, om înțelept, fratele Mitică, spunea, frate Tuță, nu are rost să te botezi. Poate mă punea și la încercare. Poate mai vrei să te distrezi, poate mai vrei să furi, poate mai vrei să faci, frate, nu mai vreau. Și veneam acasă și vreau ca tineri să înțeleagă. Nu-mi place stilul ăsta care este acum așa, să faci un botez care, dacă te întreabă cineva după botez, de ce te-ai botezat, nici să nu știi că te-ai botezat. Eu vreau să vă spun, eu 6 luni de zile am plâns să mă botez și nu vrea să mă boteze. Și eram pregătit să mă botez și nu vrea. Și veneam acasă și spuneam soției, de ce nu vrea fratele ăsta să mă botez? Eu mâine mor. Și dacă mor mâine, ce fac? Unde mă duc? Aveam teama că mâine voi muri și eu nu sunt botezat, n-am legământ cu Domnul. Oare mai este teama asta așa să te temi că mâine mor și n-ai legământul cu Domnul? Că mâine mor și nu ești botezat cu Duhul Sfânt? După ce m-a botezat, vreau să vă spun, în ziua botezului meu a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Mai frumoasă zi ca la căsătorie, că m-am căsătorit nunta în lume. Nu există o zi mai frumoasă ca atunci. Și când văd botezurile, că în adunare se face botez, parcă m-aș mai boteza o dată. De câte ori se face, parcă aș intra și eu în apa botez, dar noi știm că de câte o dată trebuie să te botez. Așa mi-e de drag când văd că oamenii se botează și plâng și mi-aduc aminte că și a fost o zi când l-am întâlnit pe Dumnezeu și am putut să fac legământ cu El. Este cel mai mare legământ. Și de atunci vreau să vă spun, am o viață fericită. Dacă tatăl meu m-a blestemat și spunea că tu niciodată nu o să ai o casă, tu niciodată nu... Dumnezeu care este bun a transformat blestemele în binecuvântare. Am soție minunată, am copii care slujește Domnului. Am copii care se tem de Dumnezeu și soția tot la fel. Dar Dumnezeu este Cel ce a vegheat asupra noastră. Și vreau să vă spun, poate mulți zic că de când ne-am întors la Dumnezeu avem mai probleme. Vreau să vă spun astăzi, și eu că m-am întors la Domnul am avut probleme. Fata care am avut probleme cu ea la vârsta de 9 ani, până la 9 ani au dormit cu noi. Dar la vârsta de 9 ani mi-am gândit să le separăm. El într-un dormitor, noi într-un dormitor. Și ne-am separat. În seara aceea, soția spune, du-te și vezi dacă fetele sunt învelite cu plapuma. M-am dus și am zis, ca și tată, știți, noi tații nu suntem prea atenți, mai atente sunt mamele cu copiii decât noi. Și am zis, da, sunt învelite. Dar ea simțea ceva de la Dumnezeu să se ducă ea în dormitor. Când s-a dus, n-am auzit decât, a început să țip și a zis, fata noastră a murit. Eu atunci m-am dus, am tras-o din pat, ea nu mai mișca. Am luat, i-am pus mâna să ascupul, am pus urechea pe inima, inima nu-i mai bătea. Ea stătea cu ochii pe roniți în sus
și nu mai mișca. Atunci am zis în felul următor, am zis, Doamne, soția mea a intrat în panică, a ieșit pe hol, a luat o găleată cu apă, a udat-o, a făcut baltă în casă, fetița noastră nu s-a trezit, i-a rupt hainele pe ea, avea o cămășuță, i-a rupt-o ca să poată, a început să o apese, să-i facă nimic. Atunci vreau să vă spun, am genunchiat lângă ea și am zis, Doamne, am doi copii, n-am păcătuit înaintea ta, te rog, nu-mi lua copilul acesta, am decât doi. Și o să vă spun de ce avem decât doi. Am doi copii, te rog, să nu-mi lei. Și atunci Dumnezeu, în îndurarea Lui, s-a îndurat de ea și de noi. Și vreau să vă spun că atunci când ne rugam Domnului, a venit o putere care n-am mai simțit-o niciodată până acum. A venit peste noi puterea Duhului Sfânt, noi am început să ne rugăm. Și atunci fata noastră a scos un geamăt. Eu, de frică să nu cumva să moară de nou, i-am băgat degetul în gură și a rupt un dinte și am prins limba și eu țineam și ea urla, sângele îi curgea din gură. Ea plângea și se uita la mine și foarte speriată m-a împins și atunci m-am depărtat de ea și s-a pus în pat și a început să plângă și se uita la mine așa speriată. În ziua de astăzi are un dinte, în locul ăla a crescut un dinte foarte mic. Ăla-i frumusețea ei. A zis că aș vrea să-mi pun și eu aparat dentar. Și a zis, niciodată să-mi faci. Ca tu să te aduci aminte că Dumnezeu te-a înviat de morți. Și are un dinte foarte mic. Ăla-i farmecul lui și întotdeauna când ne uităm la ea ne aducem aminte că Dumnezeu a înviat-o. Și vreau să vă spun, după ce am făcut lucrul acesta, după ce Dumnezeu a readus-o la viață, noi avem un cumnat care este șofer pe salvare. Am dat telefon la salvare și a venit salvare, a băgat-o la aparate, i-a găsit respirație 100%. Am zis, nu se poate așa ceva. Ne-am dus la spitalele din București. Doctorul a zis că e o prefăcută și e răsfățată. Noi n-am avut liniște și pace și am stat supărați. Eu lucram în construcție și lucram la un om bogat. Exact ca și la anemia. Știți cum era anemia și a spus împăratul, a zis că ce se întâmplă cu tine? Omul acesta mă știa și a zis, domnul Tuță, vreau să te întreb ce se întâmplă cu tine. N-am vrut să-i spun. Mă gândeam, e om de lume și nu înțelege lucrurile acestea, nu înțelege el învierea de morți, nu înțelege el ceea ce s-a întâmplat. Nu înțelege lucrurile acestea, dar a zis, te rog să-mi spui. Și atunci am spus, el s-a uitat la mine, a doua zi când m-a zis la muncă, zice, domnul Tuță, uite, am vorbit cu soția mea și noi împreună am hotărât ca să-ți luăm fata, să o ducem la... Noi avem un laborator în București care merg toți bogații, un laborator al nostru. Și soția s-a hotărât să plătească tot pentru fata ta ca să-i facem niște analize. Atunci ne-am dus undeva unde e mănăstirea Cașin, pe o străduță în București, și ne-am dus acolo la un cabinet, a luat fata și a pus-o la niște aparate și a găsit corpul ei, nu era oxigenat, 3/4 din corp era neoxigenat. Creierul ei tot la fel. Și i-a introdus o cameră prin nas, aici încât i-a găsit o bucată de carne, spunea ei, ca o caracatiță, o vegetață ca o caracatiță. Și a zis că după aia a crescut mare și i-a luat respirația. I-a luat respirația și a rămas fără oxigen. Așa s-a întâmplat cu fata noastră. În seara aceea Dumnezeu i-a redus la viață că i-a rămas fără oxigen. Doctorul i-a dat niște pasteluțe, dar până să-i dea pasteluțele acelea, noi am mai dus-o și la alte spitale. A băgat-o și a făcut, că am zis, acum poate o fi făcut convulsie sau eu știu, un șoc din acesta. Și spunea că de la convulsie sau dacă are epilepsie, rămâne aici la creierul mic, rămâne cu o descărcare electrică și lucrurile acestea n-a ieșit la aparat. Că am zis, poate are o boală din acesta incurabilă care noi trebuie să știm ce ne așteaptă în viață. E, nu i-a găsit nimic. Decât lucrul ăsta l-a găsit și doctorul a recunoscut și a spus, da, într-adevăr a rămas fără aer. Atunci a dat niște pastile ca să-i se ducă vegetația din gât. Dar noi am apelat la Dumnezeu, era o strângere în zona noastră și atunci am anunțat frații și am zis să roage pentru ea. Le-am explicat la frații au anunțat în adunare. S-au rugat toți și eu cred că a pus inimă în rugăciune că dă slavă lui Dumnezeu că de atunci nu s-a mai întâmplat și fata noastră n-a mai avut nimic. Numai o singură dată a avut un lucru care Satan a vrut din nou să ne bage în sperieți. Într-o zi când se juca în curte, când a vrut să ia un măr, a strigat la mama ei și a zis, mamă, nu mai văd. Din nou Satan vrea să ia viața. Ea în momentul când rămânea fără respirație, rămânea și fără vedere. Rămânea și fără vedere. Dar atunci noi am strigat către Dumnezeu. Și Dumnezeu, că Satana, știți, după ce ne vindecă, mai vine El cu metodele Lui ca noi să ne îndoim. Dar noi nu ne-am îndoit. Pentru că Dumnezeu este Cel ce ne ajută să ne punem încredere în El. Pentru că ăsta e Dumnezeu al nostru care este atât de bun și minunat. Că Dumnezeu, El știe cum să lucreze și dă slavă lui Dumnezeu că de atunci Dumnezeu ne-a binecuvântat.
Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și El ne-a readus copilul la viață și a lucrat în așa fel ca noi să rămânem lângă El toată viața. Eu aș vrea să mă opresc la aceste cuvinte, mai sunt, dar vreau să mă opresc, că după mine vine un altul. Și aș vrea să mă opresc și vreau să vă întăresc în această zi. Binecuvântați copiii dumneavoastră. Ajutați-i. Purtați-vă frumos cu ei, copiii, purtați-vă frumos cu părinții. Pentru că viața noastră este scurtă pe noi și noi ne vom despărți. Va veni o zi când ne vom despărți unii de alții. Și facă Domnul să ne întâlnim în cer. Dar vrem atât cât trăim pe acest pământ. Să fim o binecuvântare pentru ei. Și aș vrea să vă spun, înainte să închei, vreau să vă spun de ce avem doi copii. Că soția mea a născut al doilea copil. Dar până să-l nască, când noi ne-am pocăit, ea s-a dus la doctor și când nu mai vrea să avem copii. Și atunci și-a pus sterilet și că soția mea s-a botezat într-o noapte în vis, până să boteze, într-o noapte în vis Domnul i-a arătat că ea era curată decât până aici. Dar tot Domnul în vis i-a spus că ea din nou trebuie să meargă la doctor ca să poată să aibă copii. Și s-a dus la doctor, a scos steriletul și a putut să aibă fetița care o avem acum. La nașterea ei a asistat soacra mea. Soacra mea fusese colegă de școală cu moașa de acolo și moașa, știind care era tot din zona noastră, știind că fata, că soția mea s-a pocăit, a zis la soacră Simona, dacă fata ta s-a pocăit, asta va face mulți copii și o va duce greu. Și a legat ceva acolo, știți dumneavoastră, i-a făcut o legătură, care soția mea n-a mai putut să aibă copii, fără acordul ei. Fără acordul ei, fără acordul meu, și ne-am trezit după ani de zile că noi nu mai avem copii. Soția mea avea niște dureri de coloană, niște dureri de cap, și într-o noapte Domnul îi dă un vis și îi spune să meargă din nou la doctor care a fost, care are niște legături făcute. A zis, i-a arătat visul că să o ia pe o soră și în visul acesta a luat-o pe sora care i-a arătat-o Domnul în vis, i-a zis să-și dea baticul jos din cap. Soția mea și-a dat și sora baticul jos din cap și ea, s-a dus la doctor și i-a spus în felul următor, exact în tocmai cum a visat visul. Și a spus la doctor, domnul doctor, eu m-am operat, eu am fost la dumneavoastră la naștere, am avut o naștere prin cezariană, de câțiva ani de zile eu n-am mai rămas însărcinat și aș vrea să avem și un băiețel, că avem două fete. Așa a fost și în vis. Așa i-a spus la doctor. Și doctor îi spunea, urcă-te pe masă să te controlezi. S-a urcat pe masă, în vis tot așa a fost, și a zis, ci că ai o legătură făcută. Și soția a spus, domnul doctor, dumneavoastră mi-ați făcut-o fără acordul meu. Și zice, cum fără acordul meu? Cu acordul, cineva a spus să-ți le leg. Și că vin să-ți arăt. Și a arătat dosarul. Într-adevăr, era în dosar pus acolo ștampila cu aprobare, dar soția n-a făcut așa. Acum, aflând soția de doctoră din București, s-a dus la doctoră și le-a dezlegat. Dar doctora la București a zis, dă-l în judecată. Și a zis că nu pot să fac așa, că sunt pocăită. Dar să știți că Dumnezeu e drept. Doctorul și în ziua de astăzi, atâta rău a făcut la pocăiți, omul ăsta e paralizat. Omul ăsta e paralizat. Și spunea, du-te și dă-l în judecată. Dar până se ducă ea să-l dea în judecată, omul ăsta s-a îmbolnăvit și a paralizat și a zis, n-am cum, și așa trece prin situații foarte grele. Dar așa Dumnezeu a făcut, de a dezlegat ceea ce i-au legat. Soția mea, doctorul mare, a spus că ai șanse 70%. Eu acum am zis, dacă 70% a dat doctorul, 30% mai dă Domnul. Dar a cerut un lucru, a zis că tu trebuie să slăbești să ajungi la greutatea de 55-60 de kilograme. Soția mea are vreo 80 de kilograme, ea n-a putut să slăbească. Acum nu știu dacă e din cauza asta, dar cert e că nu avem copii. Domnul a zis că ne va mai da copii. În podul casei noastre avem un căruț, avem un pătuț, avem o albie și are vreo 3 gemantane cu hăinuțe de copil mic. Și îl așteaptă să vină în fiecare dată. Îl așteaptă să vină. Acum noi nădăjduim în Domnul și vă rog și pe dumneavoastră, fetele mele care are 15 ani și 18 ani spune așa, mami, dacă Domnul îți mai dă un copil, și că noi nu mai plecăm la școală, și am zis ce ne făceam noi dacă ne dădeam că ele rămâneau repetente. Dar eu vă rog, în numele Domnului Iisus, rugați-vă, poate pe dumneavoastră vă ascult, și nu mă duc la adunări, spun, rugați-vă și pentru noi ca Domnul să ne mai dea copii. Că Domnul dă copii, să știți, Domnul are, Domnul poate să facă, dacă doctorii dau șanse mari sau puține, Dumnezeu le dă pe toate. Dumnezeu să fie slăvit, să știți. Și vă încurajez, cei care aveți copii, mulțumiți-i Domnului pentru ei. Că mă întreabă un frate, frate, câți copii ai? Mi se rupe inima în mine. Și trebuie să spun, mie rușine. Mie rușine, poate pentru alții eu laudă ca un copil. Mi se sfârșie ceva în mine și spun, am decât doi. Mie rușine. Când aud frații că au 17 copii, când aud că au 10, când aud...
Mi-aș dori să iau și eu și îmi doresc din toată inima. Asta este situația și mi-e rușine că am decât doi și aș vrea ca Domnul să dea mai mulți. Și dacă aveți mai mulți copii, Domnul să vi binecuvinteze. Și cei care n-aveți copii și vi doriți, Domnul să vi dea. Și cei care n-ați făcut copii și v-ați oprit, cerți iertare Domnului și spune: Doamne, vreau să mai fac copii în continuare. Sunt o binecuvântare, așa spune Biblia, nu spun eu. Copiii sunt o binecuvântare la Domnul și nu-mi blestem. Din ce vine un copil, lui mai mare binecuvântare, mai mare binecuvântare. Întrebați pe frații bătrâni care nu mai poate să facă copii. Întrebați-i, mai e bucuria care era înainte când aveau copii mici? Când îl vezi prin casă așa și miroase a copil mic. Noi când mergem într-o familie, nici nu ne interesează ce spun frații câteodată. Copiii mei și soția și eu îi luăm copiii în brațe. Îi luăm, începem să-i ghidim, ne place de ei, pentru că noi ne avem. Și dacă aveți, purtați-vă bine cu ei și Domnul să vă ajute. Amin.